Voi dușman n-aveați putere, m-a stăiam face lemne. Voi dușman n-aveați putere, m-a stăiam face lemne. Mi-ați dat foc, m-ați face scum, la 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 la. Și m-ați aruncat în drum. Mi-ați dat foc, m-ați face scum, la la la. Ultimul festival al narciselor a fost organizat de către primăria Șercaia în data de 12 mai 2019, după care a urmat 2 ani de pauză din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Cu toate că la începutul anului nu a fost luată în discuție această organizare, primarul Cristinel Paltin susține că în 2022 va fi organizat la Pădurea Vadului Festivalul Narciselor. Am intenția să propun în ședința de Consiliu Local din luna aceasta ca pe data de 15 mai să organizăm Festivalul Narciselor la Pădurea Vadului. Nu va fi de amploarea din anii trecuți pentru că nu ne așteptam să avem libertatea de a putea organiza, dar evenimentul va avea loc. Am fost întrebată dacă vom organiza de mai mulți locuitori ai comunei care așteaptă acest eveniment, care a pus de-a lungul timpului Șercaia pe harta turistică a României, a declarat primarul comunei Șercaia, Cristinel Paltin. Sărbătoarea Narciselor, festival de etnologie și folclor, se desfășoară în fiecare an în jurul datei de 21 mai. Rezervația naturală Dumbrava Vadului, cunoscută mai ales sub numele de Poiana Narciselor, reprezintă singura rezervație naturală de profil din Europa, întinzându-se pe o suprafață de 400 de hectare. La sărbătorirea Narciselor, doritorii pot vedea tradiții transilvane și preparate culinare pe măsură. Festivalul este un prilej excelent de a evidenția frumusețea dansului, a cântecului, portului și obiceiurilor populare din zonă, un eveniment la care participă formații populare și interpreți îndrăgiți de făgărășeni, dar și de turiștii veniți de fiecare dată cu acest prilej în zona Dumbravei Vadului.